Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, așa cum am promis, cu un nou invitat și un nou subiect. Este vorba despre domnul Cristian Panait, secretarul executiv al PSD Sâncele. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Și vom continua, de fapt, în aceeași notă, pentru că vom discuta tot despre sănătate, vom discuta despre spitalul de la Sâncele, unde dumneavoastră spuneți că aveți suspiciunea că s-ar fi întâmplat niște lucruri în la locul lor. Au dispărut niște obiecte de inventar din spital. Despre ce este vorba? Întâmplarea face ca săptămâna trecută să mă fi aflat în același studio la dumneavoastră în Trevizin și să contest un fluturaș pe care pedeliștii de la Sâncele l-au distribuit în fiecare cutie poștală. Spuneam atunci este proba nesimțirii lor. Spuneau acolo că au deschis spitalul de la Sâncele cu ajutorul domnului George Scripcaru. Ei bine, vreau să vă spun, ieri am fost la acest spital. Spitalul are în continuare porțile închise. Se motivează faptul că nu reușesc să adune personalul necesar pentru redeschiderea acestui spital. Ei bine, vreau să vă spun că am dovezi și am suspiciuni clare și parte dintre ele sunt dovedite că lipsesc multe obiecte de inventar, obiecte care sunt absolut necesare actului medical de la Sâncele. La unde s-au evaporat sau cum s-au evaporat? Să vă spun așa, am început o anchetă, să-i spunem, jurnalistică, dacă nu politică, deși eu vreau să cred că este o anchetă politică. Am mers și am întrebat acolo polițiști și comunitari care păzesc această instituție. Da. Cu chiu cu vaia am intrat acolo și mi s-au spus că, da, domnule, este adevărat, au plecat din spital multe chestiuni, parte din ele cu acordul domnului viceprimar Iona Șandraș, da? Care se pare că este șeful comisiei de inventariere a acestui spital. Și, bine, am mers pe fir, am mers la comandantul poliției comunitare. L-am întrebat despre aceste chestiuni, dacă știe, dacă nu. El a spus, domnule, eu nu răspund decât să nu intre cineva în nefracție, să nu se comită altfel de ilegalități în afara ușilor spitalului. Da. Ei bine, am mers după aceea la doamna Daniela Coman, care era directorul economic al spitalului înainte de a fi închis și am cerut câteva răspunsuri. Cu stupoare am aflat faptul că domnul viceprimar Iona Șandraș n-a binevoit să semneze predarea, primirea acestui inventar. Ca șef al comisiei de inventariere, nici măcar nu și-a pus semnătura pe acest document. Am cerut să văd un exemplar din acest proces verbal de predare-primire și mi s-a spus că nu mi se poate, da? Voi cere mâine la Consiliul Local să primesc acest document, eventual să constituim o comisie de analiză a situației patrimoniale a spitalului și fără îndoială o voi obține. Dar sunt îngrijorat peste măsură de situația acestor bunuri. Am înțeles că o parte dintre ele au fost date incomodat unor doamne doctor pentru a fi folosite până la deschiderea spitalului. În regim privat. În regim privat, exact. Aceste doamne doctor acum, când i s-a cerut să se întoarcă înapoi și să profeseze la spitalul din Sâncele, se pare că nu mai vor. Ei bine, vreau o să întreb în Consiliul Local, prin intermediul consilierilor noștri, sub ce formă li s-au dat acest comodat, pentru că, după cunoștința mea, ar fi trebuit să existe o hotărâre de Consiliul Local prin care aceste bunuri să treacă pentru o perioadă în patrimoniul acestor cabinete medicale. Poate existau și, dacă lucrurile s-ar fi întâmplat legal, nu contest acum acest lucru, rămâne de dovedit. Problema este alta. Dacă existau și alți doctori, medici care doreau să ia tot așa acomodat aparatură de acolo. Corect. De ce s-a dat unora? Pe ce criterii? Discreționar sau exact. Cum s-au împărțit? Probabil că discreționar. Probabil că domnul primar, din patrimoniul dumnealui de acasă, sau mă rog, probabil că portocalii de la Sâncele consideră că tot ce este acolo li se cuvin și pot să dea ei după bunul plac așa cum crede cuvință. Ei bine, le-am spus la momentul închiderii spitalului că dacă un singur bisturiu va dispărea din acest spital, pentru că eu am promis sâncenilor că îl vor redeschide și voi face totul să se redeschidă. Și am făcut până aici aproape tot să se redeschidă. Mă voi adresa instanțelor organelor de cercetare penală, da? Voi face plângeri penale tuturor celor care se fac vinovați sau care cred eu că se fac vinovați de dispariția acestor obiecte de inventar. Ei bine, vin la dumneavoastră în emisiune și îi somez public să facă ca acele obiecte de inventar să apară în cel mai scurt timp la locul lor, da? Așa fel încât să completăm personalul și să putem da drumul acestui spital.
Vreau să vă spun că ar mai fi o problemă acolo. Din câte am înțeles, instalația termică a centralelor nu a fost golită. Nu am dovezi și nu am argumente, pentru că nu am cum să intru în acel spital, fiind sigilat. Din câte am înțeles, s-au spart țevile acolo, din cauza temperaturilor scăzute, ce s-au înregistrat în această iarnă, țevile din cadrul spitalului municipal s-au spart. Ei bine, această comisie pe care o voi propune la nivelul Consiliului Local va trebui să observe și acest lucru. Dacă instalația tehnică mai este în stare de funcționare, ar mai putea fi pusă în funcțiune această centrală. Păi cine răspunde pentru treaba asta? Pentru că cineva sunt niște răspunde. Pierderi, sunt niște exact, pagube. Sunt niște pagube materiale extrem de însemnate și cineva va răspunde, vă asigur că va răspunde. Ori acum, ori după ce voi ajunge primar. Fără îndoială că cineva va răspunde, pentru că eu nu am, v-am mai spus, nu am afaceri cu dumnealor, nu am niciun fel de relații de prietenie sau de amiciție. Și atunci, cei ce se fac vinovați de pierderi materiale din patrimoniul localității, se vor plăti pentru asta. Da, mai un aspect, pentru că dumneavoastră reclamați și faptul că spitalul încă nu s-a redeschis. Cei care ar putea să facă acest lucru motivând cu faptul că există o criză de personal, nu reușesc să adune oamenii necesari pentru redeschiderea spitalului, dar până la urmă această situație este creată de cei care au decis închiderea lor. Corect. Pentru că dacă nu se întâmpla acel lucru, și în ziua de astăzi bănuiesc că spitalul funcționa foarte corect, bine. Spitalul ar fi putut funcționa la aceiași parametri și astăzi foarte bine și am dovedit în instanță utilitatea acestui obiectiv sanitar. Deci, clar, ei sunt vinovați pentru închiderea lor. Faptul că acum vin și se bat cu pumn în piept și spun noi l-am deschis. Păi eu îi întreb, dar de ce l-ați închis, fraților? Ce ați avut cu el? Adică ați lipsit populația de mai mult de 8 luni de zile de act medical la Săcele și acum veniți să vă lăudați că l-ați deschis, dar nici măcar nu l-ați deschis. Adică știți că am mai venit la dumneavoastră și m-ați mai primit o dată în emisiune cu o speță a unei grădințe ce fusese inaugurată, dar de fapt ea își păstra porțile închise. Ei bine, iată, aceeași chestiune. Ne bagă fluturașul în poștă și ne spune că dumnealui și cu domnul Scripcaru au deschis spitalul, rușine să le fie, nici măcar nu l-au deschis. Da? Și sunt probleme grave acolo în interiorul acestui spital, da? După cum vă spuneam, s-ar putea să nu fie cu putință să-l deschidă într-un timp scurt. Deci, iată, sunt niște probleme foarte grave acolo. Oamenii nu... Situația e gravă, dar mine să râd din ce motiv? Pentru că strategia asta mi se pare senzațională. Adică vii, închizi un spital, după care vii și spui... Mă rog, faci în așa fel încât să zicem că îl deschizi și spui, domnule, am redeschis spitalul. Da, sunt un erou. E foarte interesant. E ca și cum eu aș veni la dumneavoastră, v-aș lua ceasul de la mână ceasul, da. Și după o săptămână vin, vi dau înapoi și dumneavoastră mulțumiți frumos. Nu? Da. Trebuie să mai dau și o bere exact. Sau un vot, da? Că trebuie să mai și votăm pe ăștia care ne-au închis spitalul și acum se facă ni-l redeschid. Dar iată că doar se facă, aici este problema mea. Da, haideți să luăm și un telefon, avem un telespectator pe fir. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm, doamnă! Sunt în Săcele. Vreau să-l întreb pe domnul Panai. Așa? Domnul Panai. Spuneți. Ce se întâmplă cu spitalul ăla? Că noi nu ne primește din Săcele la spital la Brașov. Eu sunt bolnavă cu inima, domnule, ce am și diabet. Ce se întâmplă acolo? Ce vor să facă ăștia? Nu vrea să înțeleagă odată pentru totdeauna să deschide spitalul pentru oamenii amărâți? Am înțeles, doamnă, problema dumneavoastră. Vă rog chiar foarte mult să țină cont, domnule, că noi suntem amărâți. I-am o pensie de 3.500.000 și am rețete de 2.600.000 și ceva de lei și eu n-am din ce să-i iau. Lemne nu am, nimica nu am, pe peste tot pe unde m-am dus, da, vai de mine, nu știu ce fiecare. Niciunul n-a luat nicio măsură. Dacă nu încerca să dea drumul la spitalul nostru, va fi urât, vă spun cinstit. Să nu se aștepte pentru că mai dea voturile careva. Să iasă toată lumea în stradă să facă dreptate. Că noi nu suntem bătaia de lor de joc. Numai pentru voturi și numai pentru lor ei. Dai când se știe Dumnezeu și face accidente. Acolo să le rămâie creierii pe drumul. Mulțumim, doamnă, pentru telefon. Așa, iată că oamenii sunt extrem de revoltați la Săcele. Bine, eu nu mă pot exprima de genul ăsta. Cât mai rămâne din pensie după ce își ia acele medicamente, plus că are nevoie de consultații medicale. Altă chestiune. Sunt medicamente rămase în spital de o valoare undeva la 120.000 de lei noi. Deci, iată incompetența
aceste administrații portocalii nu puteau ca acele, bă, în loc să dai obiectele de inventar, în loc să dai acele aparaturi aduse de Banca Mondială, dar către alte județe, de ce n-ai dat medicamentele respective care expiră, da? Și nu mai pot fi folosite, le vom arunca la gunoi. Iată incompetența lor, deci iată la ce nivel se ridică incompetența lor și tocmai de asta vin aici și mă plâng și țip, da? Așa cum și telespectatorii noștri fac, în disperare și spun, dom'le, nu se poate așa ceva, ne anunți și pui proba nesimțirii tale în fiecare cutie poștală și spui că s-a deschis spitalul cu ajutorul George Schipcaru și iată, este încă închis, mai mult decât atât, lipsește aparatură de acolo. Parte din ea care probabil că mai există din cauza temperaturilor foarte scăzute înregistrate în ultimul timp, probabil că s-a depreciat. Iată, centrala termică care este absolut necesară unui act medical, da? Trebuie menținut o ambianță da? No. În interiorul acelui obiectiv, se pare că este în stare de nefuncționare. Cum vii tu și ne spui că deschizi spitalul când porțile sunt închise și nu mai avem ceea ce era acolo la momentul închiderii lui? Da. Bun, există vreo șansă până la urmă să-i răspundem și doamnei care a sunat să se deschidă acest spital? Există șansă, normal că există șansă, pentru că vreau să vă spun prioritatea mea, toată partea a doua anului precedent a fost prioritatea mea numărul 1. Am făcut tot ce a fost posibil, am scos oameni în stradă, la Săcele, la Codlea, la București ne-am dus și am manifestat pentru că acest spital să se redeschidă. Am obținut refinanțarea lui de către Casa de Sănătate. Nu vreau să iau un calcul că acest spital nu se va redeschide în primăvara acestui an. Nu vreau să iau un calcul chestiunea asta. Doamne ferește, dacă nu se va putea, e asigur pe Săceleni că din vara anului 2012 vom avea iarăși spital la